Hai să mergem la Gabi Safta. Gabi, salut! Bună ziua, domnilor! Vă salut! Salut! Salut. Ce mai e prin lumea asta mare? Acum îți spun. Am pregătit o rubrică interesantă, zic eu, să vedem dacă și voi. Ultimul antrenor care a câștigat titlul pentru FCSB, pentru că tot vorbeați de această echipă, Costel Gâlcă, este ca și plecat de la Radomiac. Pșeglat Sportovi scrie astăzi că antrenor român și-a anunțat deja elevii că nu mai vrea să continue la echipa poloneză. Ieri Radomiac a făcut egal acasă 1-1 cu Corona Chilțe. Gâlcă și-a anunțat jucătorii că pleacă. El a cerut să-i se plătească tot salariul, iar aici este problema clubului. Încă nu s-au înțeles. Radomiac nu e de acord cu această solicitare. Săptămâna trecută, suporterii l-au convins pe Gâlcă să rămână, pentru că românul ar fi vrut să plece, dar după egalul de ieri și fanii l-au părăsit pe Costel Gâlcă. Interesant e că Ronaldo Deaconu i-a pecetuit definitiv plecarea lui Gâlcă din Polonia, pentru că românul a egalat ieri pentru Corona Chilțe. În Europa, Șumudica a câștigat din nou cu Niță, Maxim și Drăguș titulari. Mutu a învins în deplasare 4-2, iar Denis Man a dat gol pentru Parma. Cu Man, Parma zboară, scrie presa din Parma, presa locală. Ladislav Bălăni a pierdut la limită pe terenul liderului Monaco, dar spune că ar fi putut obține un egal și că asta ne mulțumește, pentru că e a treia oară când din naivitate Metz trece pe lângă puncte. Nu știu dacă ați văzut golul lui Metz, de la 58 de metri din terenul propriu a marcat Camara.